Mai spune-ne odată cu ce te-ai ocupat la început și când ai făcut schimbarea asta către lumea spirituală în care te-am întâlnit eu. Am lucrat ca și director financiar mai mult de 20 de ani din viața mea. Am lucrat în multe corporații multinaționale. Îmi vine să râd când aud, nu vine să cred. Da, da, și pe zona financiară. Da, da, am o prietenă cifră care îmi spune că dacă nu m-ar fi cunoscut și înainte și după, ea nu ar crede că este adevărat. Dacă i-ar povesti cineva, a zis că omul de astăzi nu are absolut nicio legătură cu omul de dinainte, că eram extrem de rigidă și că totul trebuia să fie calculat exact conform legii, nu admiteam nimic, iar acum sunt ok, lasă să fie, e și el la nivelul lui, lasă-l în pace, nu-l mai judeca, nu este cazul. Deci discursul, dialogul nostru s-a schimbat total, adică ea mă percepe cu totul și cu totul altă persoană și într-adevăr nu mai este nimic comun între fosta Daniela și actuala Daniela. Păi, și cum ne uitam mai devreme la fotografii ale noastre de acum 10 de ani, nu semănam deloc cu cele de atunci din imagini și spuneam că, de fapt, sufletul nostru e coloana de lumină, singura care rămâne constantă în noi. El, acest suflet pe care nu-l vedem în oglindă, ne face să ne recunoaștem. De fapt, noi arătăm altfel, ne purtăm altfel, ne schimbăm foarte mult, rămâne dumnezeirea din noi și ea ne face să fim cine suntem. Este coloana de lumină pe care o purtăm mai departe. Ai făcut o schimbare la un moment dat. De ce? Până la urmă, de ce? Schimbarea am făcut-o pentru că mi-am dat seama că făcând ceea ce făceam, nu lăsam nicio urmă a trecerii mele prin viața asta și trecusem deja de 40 de ani și mi-am zis că nu se poate să fie doar atât. Nu se poate să fie doar despre asta viața, că eu știu că pot mai mult, nu știam ce anume mai mult pot să fac, nu habar n-aveam în ce direcție sau, dar simțeam înăuntrul meu. Și în afară de asta, îmi amintesc de un moment când m-am trezit de dimineață și m-am dus la bucătărie și am văzut cu surprindere că afară ninge. Și mi-am dat seama că ultima oară când văzusem eu ce se întâmpla afară, copacii de-abia înfloriseră. Și pierdusem două anotimpuri din viața mea pe care nu știu cine le trăise, că nu le trăisem eu, fiindcă, în mod clar, eu nu eram prezentă în viața mea.